Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu mai poți să fii sigur de nimic în trafic, nici măcar în București. Ai văzut ieri a aterizat elicopterul. Bun, sigur, a aterizat pe Bulevardul Aviatorilor. Într-un fel, cred că ar trebui să ne așteptăm. Adică, de ce de-abia acum? De ce? Bulevardul Metalurgiștilor, presupun că o să răstoarne un metalurgist sau ceva. Deci... Au venit americanii, mă, în sfârșit. Da. Au venit americanii și au aterizat la București. Elicopter american. Da. Imaginați-vă momentul respectiv. Aia e zonă super aglomerată, super circulată. E real ce s-a întâmplat. Da. Și e un șofer care spune așa, e citat. Zice... Citez. Mă duceam către muncă, către zona Snagov. Și aveam undeva la 8 oameni în mașină. Era într-un microbus. Uh-huh. Mergând așa, am văzut elicopterul în retrovizoare. Și după am văzut cum începe să cadă din ce în ce mai jos. Și atunci am încercat să accelerez cât am putut. Serios, deci dar se vede. Bă, mă lovește din spate, mă acoperă RCA-ul. Deci, vezi? Lângă unul din stâlpii care au căzut până la urmă și care a fost lovit de elicopter, e o mașină la un dat, dacă vă uitați într-o filmare, da, care stă acolo lângă stâlp. Trece elicopterul și când se aude bang, ăla accelerează, se duce ceva ce n-ai văzut. Îți dai seama? Ei, bine, crezut că l-a bombardat. Băi, nu, serios, acum noi glumim și râdem, ne permitem lucrul ăsta. Da, știm că nu s-a întâmplat nimic grav. Dar ieri a fost nenorocire. Dar imaginați-vă, stați în mașină și la un moment dat, că te mai uiți în retrovizoare, când vine unul mai tare de spate, da, și zici, mamă, mă lovește, hai să mă dau eu mai în față un pic. Deci te uiți în retrovizoare, vezi un elicopter. Mă, stă de Bruce Willis. Radio, forjă, mă, că asta îmi face bara. Dar crezi că avea cârlig de la de remorcă în spate? Să-i strice botul la elicopter? Asta, că sunt safe. Dacă mă lovește, să face el praf, îi sparge radiatorul. Ia să fie mai atent data viitoare. Iar stâlpii respectivi, deci cu stâlpii, aia este, știrea este așa, pe traseu, elicopterul a atins cu coada pe traseul de cădere. Da. Da. Meseria și americanii au reușit să poziționeze aparatul cât de cât să nu facă stricăciuni mari. Dar fiți atenți, pe traseu a atins cu coada un cablu folosit pentru atârnarea decorațiunilor luminoase de Crăciun pe Bulevardul Aviatorilor. Deci înțelegeți că asta... Și de ce a fost stricat setup-ul de Crăciun? Băi, da, era să fie o mare catastrofă aviatică în București, în Bucharest, România. De ce? Păi s-a lovit cu de decorațiunile de Crăciun. Da. Cum decorații de Crăciun? Iulie. La ei o tradiție, le rămân. N-ai văzut la Fântâna Miorița? Sunt niște îngeri de ăștia care beau dintr-o sticlă. Da. În principiu ar trebui să sufle într-o trompetă. Da. Dar nimeni nu vede că suflă în trompetă. Toată lumea vede că se... Dau pe gât o dită mai sticla de 2 metri. Aia nu sunt pentru euro? Pentru euro e romă. Nu mai știu pentru ce erau. Au fost montați, au rămas acolo. Și... În ultimă instanță, ești cu mașina, nu știu, bun, elicopterul n-ar fi, bă, te-ar fi lovit, te lovea din spate. Cum te duci la RCA? Asta e cea mai bună. Cum faci tu desenul? Te duci la poliție și polițistul, știi? Și faceți desenul. Cum faci tu amiabila cu americanul care te-a lovit cu elicopterul pe Bulevardul Aviatorilor? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.